Incendiul a izbucnit la o casă boierească de pe strada Principatele Unite, în apropiere de școala 2 Traian. Proprietara, o femeie în vârstă de 88 de ani, a fost găsită carbonizată. Incendiul a pornit de la o sobă cu acumulare de căldură, datorită materialul combustibil amplasat necorespunzător față de aceasta. Urmările au fost, în primul rând, o victimă, o doamnă în vârstă de 88 de ani, a decedat în incendiu. Valoarea pagubelor încă nu a fost stabilită, însă au ars acoperișul pe o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați și mobilierul din casă.